legea lui Dumnezeu desăvârșită în noi. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 12. Condițiile vieții veșnice, sub har, sunt exact cele existente în Eden, neprihănirea absolută, armonia cu Dumnezeu, conformarea totală față de principiile legii sale. Standardul caracterului prezentat în Vechiul Testament este același cu cel prezentat în Noul Testament. Acest standard nu este unul pe care să nu-l putem atinge. Fiecare poruncă sau învățătură dată de Dumnezeu conține o făgăduință de reală valoare, care stă la baza poruncii. Dumnezeu a avut grijă să ne ofere tot ce este necesar ca să devenim ca El și va duce până la capăt acest lucru pentru toți cei care nu se opun cu încăpățânare, împiedicând astfel lucrarea Harului Său. Dumnezeul nostru ne-a iubit cu o iubire negrăită, iar noi începem să-L iubim pe măsură ce pricepem câte puțin din lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea acestei iubiri care întrece orice cunoștință. Prin descoperirea frumuseții lui Hristos, prin cunoașterea dragostei pe care ne-a arătat-o pe când eram noi păcătoși, inima îndărătnică este îmblânzită și supusă, iar păcătosul este transformat și devine un copil al cerului. Dumnezeu nu folosește mijloace de constrângere. Dragostea este instrumentul pe care îl folosește pentru a alunga păcatul din inimă. Prin ea, El schimbă mândria în umilință și vrăjmășia și necredința în dragoste și credință. El ne spune să fim desăvârșiți după cum El este desăvârșit. În același fel, noi trebuie să fim surse de lumină și de binecuvântare pentru cei din sfera noastră de influență, la fel cum El este pentru univers. Nu avem nimic de la noi înșine, ci lumina dragostei sale strălucește peste noi, iar noi trebuie să o reflectăm. În bunătatea sa, putem fi desăvârșiți în sfera noastră de acțiune, la fel cum și Dumnezeu este în sfera sa de acțiune. Iisus a zis, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți părtași ai naturii sale și nu puteți să fiți altfel decât El. Fiecare copil trăiește prin viața pe care a primit-o de la Tatăl lui. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, născuți din Duhul Său, trăiți prin viața pe care ați primit-o de la Dumnezeu. În Hristos locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii, iar viața lui Iisus este arătată în trupul nostru muritor. Această viață va avea ca rezultat același caracter și aceleași fapte ca și cele din viața Lui. În acest fel, veți fi în armonie cu fiecare precept al legii sale, întrucât legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Prin dragoste, porunca legii va fi împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Amin.